Dar mai întâi fac apel la Guvernul României și la Parlament pentru a îmbunătăți legislația privind clădirile cu risc seismic, deoarece unul dintre principalele motive din cauza căruia nu s-au făcut mai multe consolidări este refuzul proprietarilor de a părăsi clădirile cu bulină. Poate fi justificată atitudinea lor și prin faptul că primăria nu le-a oferit concret o situație stabilă referitoare la timpul cât locatarii vor fi mutați în alte locuințe pe timpul consolidărilor, precum și prețul considerat destul de mare al acestei operațiuni.